Bine ai venit la Carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum ce carieră să încep, cum pot să primesc jobul dorit sau cum să-mi schimb domeniul. La Carieră 360, niciun topic nu rămâne de dezbătut. Bună! Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Carieră 360. Astăzi avem o ediție specială în cadrul Angajator de Top și invitat special este unul dintre partenerii noștri, EMIA. Și veți auzi astăzi mai multe despre EMIA de la Ludmila Turcan, Talent Acquisition and HR Specialist, și Gianina Paraschivescu, HR Business Partner. Avem și un special guest pe care îl veți întâlni puțin mai târziu, Andreea Grigore, team leader în CSAT. Dar puțin mai încolo o veți întâlni și pe Andreea. Până atunci revin la invitatele noastre de astăzi. Dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre voi înainte să începem. Bună, mă bucur tare mult să fiu astăzi alături de voi aici în acest podcast. Eu sunt Gianina Paraschivescu, sunt HRBP în EMIA de la începutul acestui an și am ocazia din acest rol să le fiu alături colegilor mei încă din faza de intrare în companie, din faza de integrare și pe tot parcursul carierei lor în EMIA până în faza de exit. Eu coordonez programele ce țin de managementul performanței, de recunoașterea meritelor, de dezvoltarea angajaților, de compensation și de programele pe care le dezvoltăm sub umbrela EMIA FAN. Mi-ar plăcea să vorbesc așa un pic despre cultura noastră organizațională într-o primă fază, în cea de introducere, și să le spun ascultătorilor noștri că suntem un angajator care susține atât performanța angajaților, cât și recunoașterea meritelor lor. Încercăm să le fim aproape prin discuții recurente pe care le avem noi în calitate de HR, atât cu ei cât și cu echipa de management. Și totodată suntem o companie care încurajează foarte tare socializarea. Și aici mă refer la evenimentele pe care le organizăm atât extern, cum este și acest eveniment de cariere, cât și intern, prin diverse acțiuni care susțin pasiunile oamenilor pentru sport, implicarea lor în evenimente de CSR, petreceri pe care le organizăm și sunt multe petreceri pe tot parcursul anului. Suntem o companie care organizează evenimente în interiorul companiei cu ocazia, nu știu, zilei femeii, zilei bărbatului. Avem foarte multe acțiuni și foarte multe team building-uri pentru că credem cu tărie că este important să avem o atmosferă plăcută la birou și relații de durată și, nu știu, plăcute între angajați. Ce pot să mai spun, tot pe parte de cultură, este că avem angajați care spun că EMIA vine de la Every Monday is Awesome, pentru că ei vin la birou cu drag chiar și în zilele dificile de luni. Avem colegi care au găsit în EMIA acel loc sigur în care să se exprime așa cum sunt ei, cu bune, cu rele, așa cum este viața în cel mai autentic mod posibil. Și avem colegi care au legat prietenii deosebite și care vin la birou cu plăcere, dar își petrec timpul cu colegii din echipă și în afara biroului, alergând să meargă chiar și în vacanțe împreună. Deci cam despre asta este, cam asta este cultura noastră. Am ținut să precizez asta în introducere. Acum o introduc alături de noi și pe Ludmila. Bună, Ludmila! Bună, 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 Dragoș! Mulțumim în primul rând pentru invitație. Așa cum
Ați spus și voi mai devreme, eu sunt Ludmila Țurcan, sunt Talent Acquisition and HR Specialist în cadrul EMEA de aproape 2 ani. Cumva în acești 2 ani am reușit împreună cu colegii mei să creăm o familie în EMEA cu oameni faini, cool, cărora le place și să muncească împreună și să se distreze, cum zicea și colega mea mai devreme. Așa că vă așteptăm pe toți candidații, îi așteptăm vineri și sâmbătă în cadrul târgului angajator de top să vină să ne viziteze standul. La stand vor fi mai mulți colegi din EMEA care o să împărtășească din experiența proprie cultura EMEA. Așa că vă așteptăm cu mare drag să veniți să ne cunoașteți și să povestim mai multe despre noi decât o putem face în acest podcast. Mulțumesc, Gianna, mulțumesc, Ludmila. Revenind la tema de astăzi, care este cum se poate să lucrezi, dacă de fapt se poate să lucrezi în IT fără să mergi la poli. O temă foarte interesantă și despre care am primit multe întrebări de-a lungul timpului din partea candidaților, deci mă bucur mult că ați acceptat invitația noastră. Înainte de a intra și să discutăm un pic mai în detaliu, eram curios ce înseamnă domeniul tehnic în EMEA, ca să putem cumva să înțelegem mai bine răspunsurile voastre după aceea. Ok, o să răspund eu la această întrebare. EMEA este un hub IT multidisciplinar care activează în domeniul digital marketing și care deservește clienții din industrie la nivel internațional cu resurse digitale și servicii de infrastructură custom made. Dacă vreți, ca să vă fie și mai ușor să înțelegeți ce facem, ne puteți asimila din punct de vedere tehnic unui provider de servicii de internet, întrucât și noi avem infrastructură bazată pe VPN. O să vă povestesc un pic și despre structura departamentului tehnic, ca să ne cunoașteți și mai bine. În cadrul departamentului tehnic, noi avem două echipe. O echipă care lucrează în sistem de ticketing, este echipa de Customer Service Advisor, și o echipă de DevOps, care se ocupă de automatizări și de servicii de infrastructură custom-made pentru clienții noștri. Referitor la topicul de astăzi, ce pot să vă mai spun despre cum ați putea să faceți parte din echipa noastră tehnică, dacă vă doriți. Noi în recrutare ne concentrăm pe a găsi candidați care să fie super pasionați de domeniul IT. Nu trebuie neapărat să aibă experiență pe partea de networking sau să aibă studii la poli sau studii de profil. Ne uităm la dorința lor de a asimila informații despre acest domeniu de networking într-un timp, nu știu, de 2-3 luni de zile, timp în care au mentori desemnați din cadrul echipei care să-i ajute să se familiarizeze cu tehnologiile cu care noi lucrăm, cu networking, cu Linux, cu CRM, cu DNS, RDNS și toate tool-urile pe care colegii noștri le folosesc în activitatea lor. Deci trebuie să ai un nivel de geekiness, cum îl numim noi, adică o aplicare să înveți ușor lucruri tehnice. Da, da, ne uităm la pasiunea lor pentru domeniul IT și avem grijă să le dăm pe toată durata programului de mentorat toate acele informații și tot sprijinul necesar, astfel încât să asimileze informațiile și să devină autonomi în rolul lor într-un timp bun, într-un timp de 2-3 luni de zile. Super. Și în legătură cu tema de astăzi, alegem un job în funcție de pasiune, de trend sau în funcție de studiile pe care le-am finalizat?
Din perspectiva mea, Dragoș, este super important să ne concentrăm în cariera noastră pe acele activități pentru care avem motivație intrinsecă și pentru care avem o pasiune reală. Ideea e că petrecem o treime din timp la locul de muncă și ideal ar fi să petrecem acest timp cu activitățile care ne fac fericiți. Dacă avem pasiune spre o anumită meserie și motivație de a face meseria respectivă, dezvoltarea noastră în domeniul respectiv se întâmplă într-un mod supernatural și dezvoltându-ne automat că putem aduce și valoare adăugată angajatorului și echipei din care facem parte. Studiile sunt importante, dar în viață singura constantă este schimbarea. Și din experiența mea pot spune că sunt atâția studenți care finalizează studiile într-un anumit domeniu, dar ajung să nu pună în practică sau să nu-și dorească să pună în practică ceea ce au învățat la facultate. Sunt de asemenea oameni care au studii, care îi recomandă, au și experiență în domeniul ales, dar care la un moment dat nu mai au satisfacția de a face meseria pentru care au optat inițial. În astfel de cazuri, cartea câștigătoare poate fi reconversia profesională. Reconversia nu se face ușor, nu se face de azi pe mâine, se face cu multă determinare, cu multă dorință de a lua-o de la început, cu internship-uri, cu programe de mentorat, cu cursuri, certificări, însă poate reprezenta, de ce nu, cartea câștigătoare pentru cei care își doresc o schimbare, indiferent că vine din faza de imediat după facultate sau mai târziu în viață când nu mai avem satisfacție la un loc de muncă. Referitor la trend, trendul e important să luăm în calcul, întrucât ne indică cât de repede putem să găsim un loc de muncă în domeniul în care ne dorim să activăm. Dacă ne referim la domeniul IT, știm cu toții că sunt nenumărați angajatori în acest domeniu, sunt foarte multe poziții vacante, însă în România avem un deficit real în ceea ce privește forța de muncă specializată, deci cei care își doresc să înceapă o meserie în acest domeniu o pot face mult mai repede, într-un timp mai scurt, dacă au și abilitățile necesare pentru meseria pe care și-o doresc. Deci o veste bună, așa, pe scurt, răspunsul la întrebare este că poți să lucrezi în IT fără să mergi la o facultate tehnică. Categoric. Care spre domeniul ăsta și îți face plăcere să înveți, pentru că e clar, trebuie să depui un efort și efortul ăsta e mai ușor depus dacă faci cu plăcere. Exact, pasiunea e pe primul loc. Super. Și acum cumva parțial mi-ai răspuns, dar sunt curios dacă angajează companiile din domeniul IT personal tehnic fără studii la poli. O să încerc eu așa un pic să dau un răspuns aici la întrebare. Da, cu siguranță angajează companiile tehnice, chiar dacă ai terminat studiile în cadrul facultății Politehnica, nu este garantat că vei merge sau vei activa în domeniul tehnic. Totodată nu este garantat că vei avea și succes în acest domeniu, pentru că în domeniul tehnic aptitudinile dovedite joacă un rol mult mai important atât în procesul de selecție, cât și în activitatea propriu-zisă, decât niște studii tehnice teoretice. De asemenea, nu știu, așa ca să zic, un rol foarte, foarte important este, cum zicea și colega mea mai devreme, pasiunea, motivația, cât și dedicarea. Pentru că dacă
lipsesc aceste componente, cumva este mult mai dificil să ajungi la rezultatele dorite. Acum, bineînțeles, candidații care merg din proprie inițiativă sunt proactiv, chiar și în cadrul facultății tehnice, chiar și în momentul în care au terminat niște studii, dar nu sunt tehnice, merg către anumite cursuri, către anumite academii care îți oferă o bază tehnică, pun fundamentul cunoștințelor tehnice, sau chiar sunt unii mai curioși de atât și merg și către, încep să răscolească fie internetul, fie YouTube-ul pe anumite tutoriale, informații, cu siguranță ei vor reuși mai repede și vor avea un succes mult mai mare. Și chiar tind să cred și să spun lucrul ăsta cu tărie că suntem norocoși noi acum în zilele acestea, pentru că chiar există o informație și gratis pe care o putem accesa. Dacă nu avem la început, nu știu, un anumit buget pe care să-l alocăm către acele cursuri, putem să mergem și către cursuri gratuite pe care le găsim, cum spuneam, pe internet, sau sunt diverse academii care oferă, nu știu, cursurile de la CCNA care pun o bază în domeniul acesta tehnic pe partea de networking. Acum domeniul ăsta tehnic este destul de mare și vast și putem să ne ducem către înclinația pe care o avem sau atracția pe care o avem. Eu ce pot să spun așa din proprie experiență, în cariera mea am întâlnit foarte multe persoane care nu au terminat o facultate de profil, nu au terminat Politehnica, că tot cumva suntem aici pe subiect, și au ajuns să profeseze în domeniul acesta tehnic și chiar să ajungă lider sau mentor pentru anumiți colegi care au terminat Politehnica și au în spate niște studii teoretice tehnice. Deci cumva, așa cum ziceam, nu sunt necesare și odată ce terminând Politehnica nu este garantat că vei avea succes sau vei ajunge pe culmile experienței tehnice și să profesezi acolo. Și da, noi în EMIA, așa cum zicea și Gianina, angajăm persoane care nu au studii teoretice de profil, nu sunt neapărat absolvenți în cadrul Politehnicii sau la universitate pe mate info, punem foarte mult accent în procesul de recrutare pe înclinația tehnică, să vedem că este o pasiune, o atracție către domeniul acesta și, bineînțeles, o atitudine corectă în cadrul interviului, pentru că foarte multe persoane își doresc și vor să meargă să profeseze în domeniul tehnic, însă neavând în spate nu doar cunoștințe tehnice, teoretice, dar nici pasiune, nici dedicare. Vreau să merg doar că am auzit că mi-a zis un coleg sau un vecin că se câștigă bine și hai să merg și eu în domeniul respectiv, dar nu este vorba doar să îți dorești. Trebuie să fie și o dedicare, o pasiune. Asta vroiam să te întreb ca o completare la întrebare. Cum pot să-mi dau eu seama? Nu am terminat o facultate tehnică, am niște pasiuni în domeniul tehnic, care sunt niște semne că ar avea sens pentru mine să mă gândesc la o astfel de mutare? Bănuiesc că sunt lucruri pe care voi le vedeți în interviuri la candidații care fac astfel de mutări și i-ar ajuta pe cei care ne ascultă să se autoselecteze. Uh-huh, uh-huh.
Da, bineînțeles, există în procesul nostru de recrutare există o discuție tehnică. Discuția tehnică se face cu managerul echipei tehnice și atunci ne dăm seama dacă omul nu are cunoștințele tehnice acolo, dar se vede că există o înclinație din răspunsurile pe care le dă. Doar că lucrul ăsta îl poți vedea în cadrul interviului și din momentul până să ajungă el la interviu ce a făcut. Ok, eu cred că am o pasiune, dar hai să văd. Domeniul, cum ziceam, domeniul IT este destul de vast. Ce mi-ar plăcea? Pe ce mi-ar plăcea să mă îndrept? Pe parte de hardware sau pe parte de software? Și atunci încerc să mă uit pe niște tutoriale, să văd cât de repede prind acele informații, să văd că după ce am trecut prin acel tutorial, să văd dacă pot și încerc eu să pun în practică cam pe unde sunt. Adică încerc și eu să fac ceva până ajunge la susținerea acelui interviu tehnic. Pentru că cumva asta vine cu o demonstrație din partea ta și că este motivație. Tu ai încercat, da, e ok, de unul singur este uneori foarte greu să asimilezi acele informații tehnice, dar tu ai făcut ceva în sensul acesta. Pentru că de multe ori ne vin candidați la interviu care ne spun: vreau să fac o reconversie, vreau să activez în domeniul tehnic. Sau chiar să știi, Dragoș, că am întâlnit și oameni care ne vin de la Politehnică, care sunt în an terminal și ok, domeniul tehnic este destul de vast, da. Pe ce anume ți-ai dori? Păi nu știu, că am făcut și un pic de aia, un pic și de aia, am făcut și un C++, parcă am programat un pic și în Java, parcă într-un trimestru mi-a plăcut și partea aceasta de networking, nu știu. Și atunci trebuie cumva să ne știm direcția ca să putem să lucrăm și să avansăm în domeniul respectiv. Mai ales când trebuie să... Scuze. Da, nu, te ascult cu mare drag. Mai ales când trebuie să înveți și câteodată să o iei de la zero dacă nu ai studii, dacă cumva îți împrăști energia și resursele în foarte multe direcții, cred că devine dificil să faci progrese. Eu țin cont dacă ați putea să ne dați un exemplu de angajat din compania voastră care a reușit să obțină un rol tehnic fără studii la Poli, deci o dovadă a faptului că poți face o astfel de tranziție. Da, absolut. Chiar am și invitat-o aici pe colega noastră, Andreea Grigore. Andreea a fost recrutată în cadrul EMIE pentru o poziție de procurement și în acest moment a ajuns să fie team lead în cadrul echipei noastre tehnice. Dar o să o las pe Andreea să ne povestească mai mult așa cariera ei în EMIE și cum a ajuns, neavând studii tehnice, venind pe o poziție de procurement, să ajungă în acest moment în echipa tehnică și totodată să-și avanseze. Bună, Gabriel. Bună, Andreea. Bună. Spune-ne, te rog. Sunt curios să aflăm mai multe din povestea ta. Bună, eu sunt Andreea, am 24 de ani. Sunt team leader în cadrul echipei tehnice în EMIA. Ca și facultate am terminat marketing în cadrul ASE acum vreo 3 ani de zile. De 3 ani de zile lucrez și în EMIA. Cum spunea și Ludmila, am început pe partea de achiziții în domeniul IT, urmând ca ușor-ușor să mă apropii de mai multe colegi din echipa tehnică, să văd ce lucrează și cum lucrează, lucru care m-a atras foarte tare și am luat decizia de a mă muta la ei în echipă. Fac parte din echipa tehnică de un an de zile. Am fost primită cu brațele deschise, cu cea mai mare încântare.
toți colegii mei au fost foarte deschiși să mă învețe și să-mi răspundă la toate întrebările pe care le aveam, că fiind la început și schimbând domeniul, nu aveam foarte multe cunoștințe, dar cu ajutorul lor am reușit să avansez destul de tare. Ce m-a ajutat pe mine a fost dorința. În primul rând mi-am dorit să activez în acest domeniu. Motivarea să cresc din ce în ce mai mult și să dobândesc din ce în ce mai multe cunoștințe. Și în momentul de față, datorită acestor lucruri, am ajuns să fiu și team leader într-un timp destul de scurt, aș putea spune. Până este nevoie și de o determinare. Da. Ai făcut tranziția de la marketing și procurement la tehnologie și asta pentru cei care ne urmăresc să nu creadă că e o tranziție care se întâmplă de pe zi pe alta. Nu este o tranziție care se întâmplă de pe zi pe alta. Au fost perioada de inducție, când m-am mutat în echipa tehnică de 3 luni de zile, în care am învățat și pot să spun că încă învăț în momentul de față. Aproape în fiecare zi descoper lucruri noi. Asta mă face pe mine personal să-mi placă domeniul acesta și să rămân, să continui, să merg mai departe. Super! Îți mulțumim mult, Andreea, pentru așa snapshot-ul din ce presupune să trăiești la un domeniu care nu prea are legătură cu tehnologia, la un job tehnic. Nu știu dacă mai e ceva ce ai vrea să adaugi pentru cei care se gândesc să facă asta și poate n-au curajul? Trebuie să aibă curaj. Fără curaj nu ajungi nicăieri. Decât să rămâi potignit într-un loc în care nu-ți place ceea ce faci absolut deloc, este mai bine să te asumi un risc care mai târziu o să fie de bun augur. Super. Și e într-adevăr mai ușor de făcut asta la început de carieră și mai exact. Greu ce trebuie exact. Să rămâni poate la 10 ani de experiență în marketing, cred că e un pic mai greu. Exact, da. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Și vreau să vă mai întreb și dacă te poți orienta și către alte roluri într-o companie de IT. Absolut, da, chiar este și în cazul nostru, noi fiind un EMEA fiind un hub specializat pe partea aceasta de IT, nu, în cadrul EMEA nu avem doar poziții tehnice. Avem un departament comercial destul de mare închegat, ca să spun așa. Acolo avem poziții pe partea de achiziții, procurement, sales, avem poziții și pe partea de compliance, unde cumva domeniul este tehnic, adică achizițiile și vânzările tot în domeniul acesta se fac, doar că nu targetăm oameni foarte tehnici. La fel cum spuneam, dacă există o atracție, o inclinație către tehnic, lucrul acesta îi va ajuta mai repede să înțeleagă business-ul, să înțeleagă ce stă în spatele acelor resurse de internet și cum funcționează. Dar calitățile pe care le dorim sunt mai mult orientate pe partea aceasta de client, să fie carismatic, să aibă o comunicare bună cu clientul, să aibă aptitudinile de negociere. Și mai ales aici aș pune așa accent și pe partea aceasta să fie un antreprenor, pentru că cumva face parte din antreprenoriatul, face parte așa din cultura noastră, din cultura EMEA. Nu suntem o companie care pune foarte mult accent pe proceduri, pe niște
pași care trebuie neapărat respectați în activitatea noastră de zi cu zi. În principiu se încurajează ca oamenii să vină cu idei proprii, cu strategii proprii, cumva că ar fi un antreprenor așa în cadrul EMI-ei. Deci absolut, poziții sunt în companii tehnice și să nu necesite sau să nu facă, nu neapărat cunoștințe tehnice, dar să nu facă un tehnic atât de tehnic, ca să spun așa. Și totodată poate fi un început, cum a fost și în cazul Andrei. A venit pe o poziție de procurement, interacționăm foarte mult cu echipele tehnice din cadrul EMI-ei și a dat seama că este o activitate care îi se potrivește. A început să studieze, să aprofundeze mai mult domeniul respectiv și uite că acum a ajuns să facă parte din acea echipă. Eu ce aș vrea să mai transmit este faptul că noi așteptăm toți candidații la stadul nostru în cadrul târgului, și atât cei pe partea tehnică și cei non-tehnici, să povestim mai multe lucruri, să împărtășim din cultura noastră, din vibe-ul nostru, și niciodată nu se știe de unde poate răsări oportunitatea. Mulțumesc mult, Ludmila, mulțumesc, Gianina. Deci, pe scurt, dacă vrei să faci trecerea către o companie din domeniul IT, poți să faci asta în două feluri. Una, te poți duce către un domeniu poate colateral domeniului tehnic, cum ar fi, spuneai tu, de vânzări, de exemplu, sau alte achiziții, alte domenii, care alte departamente din industria IT, dar nu neapărat pure technical. Și cealaltă variantă, de acolo sau direct, dacă ai foarte multă pasiune, energie pentru domeniul ăsta, poți să începi o carieră în domeniul tech. Eu vă invit să discutați cu Gianina și cu Ludmila și la standul EMIA, la angajator de top, pentru că fiecare dintre noi avem poate o situație mai aparte, un parcurs unic în carieră, și atunci dacă aveți întrebări mai specifice legate de cum ați putea voi să faceți tranziția asta, cel mai bine e să aveți o discuție față în față weekendul acesta, de fapt vineri și sâmbătă, nu doar un weekend, la angajator de top. Vă mulțumesc foarte mult și dacă mai e ceva ce vreți să adăugați înainte să închidem? Da, apropo de discuția cu noi, da, voiam să mai adaug, Dragoș, că pe lângă noi, în cadrul târgului, vor fi și colegii noștri, colegi din echipele tehnice, și cu siguranță ei pot oferi răspunsuri, neclarități, sau le pot oferi îndrumări candidaților care vor să facă o reconversie sau o tranziție către domeniul tehnic. Cu siguranță îi pot ajuta cu multă informație și îndrumare pe partea aceasta. Deci la stand nu o să fim doar noi din cașierul, vor fi și colegii noștri care au o experiență și niște cunoștințe tehnice mult mai avansate decât avem noi, fetele de la HR. Super! Păi atunci rămâne să ne vedem în curând. Încă o dată mulțumesc pentru timpul vostru. Sper să mai avem ocazia să ne întâlnim la podcastul Carieră 360 și cu alte ediții. O zi frumoasă în continuare și multă energie vă doresc. Mulțumim tare mult! Ne-a părut bine! Mulțumim, la fel, numai bine, numai bine.